Următoarele nume care au jucat la Wimbledon. Am văzut-o pe Sorana, am văzut-o pe Irina acum 3 zile, au jucat și, mă rog, au pierdut, dar au jucat bine. Acum, ca să spunem, Florin, pe Sorana, am văzut-o și eu într-o formă bună, Sorana. În ultimul meci nu s-a putut mișca, s-a mișcat doar așa, din faptul că era pe teren și că era foarte bine încălzită, dar e clar că nu se putea mișca pe teren. Cu Irina Begu am vorbit astăzi dimineață. Irina m-a sunat și mi-a spus că dacă ea era în condiția fizică bună, da, dacă sănătatea îi permitea, mergea la Jocurile Olimpice fără nicio problemă. Ea hotărăște dacă merge sau nu la competiții cu 2-3 zile înainte în funcție de sănătate. Deci mai sunt șanse să se răzgândească? Dacă spuneți 2-3 zile înainte, nu. Nu, pentru că astăzi s-au închis calificările, doar un late athletes replacement mai de ultimă oră. Patricia Țig. Patricia Țig a spus că ea știe, a spus puțin, aici m-a surprins declarația Patriciei Țig, pentru că ea a spus că ea știe ce e mai bine pentru ea și a ales ca în planul ei să nu meargă la aceste Jocuri Olimpice. Ea mai are timp să meargă la alte ediții, să sperăm că va fi într-o condiție mai bună. Dar aici federația trebuia puțin mai să aibă mai multă grijă în ceea ce privește relația și comunicarea pentru acest deosebit de important obiectiv. Se pare că pentru federație nu e atât de important. Mă rog, vom avea două fete care vor juca totuși la Olimpiadă, corect? Da. Monica Niculescu și Raluca Olaru. Da. Olaru în proba de dublu, e adevărat. Da. Sunt înscrise deja. Au confirmat, sunt înscrise. Ok. Patricia Țig, declarația pe care ați spus-o, chiar a dat-o pentru PlaySport.ro și pe noi ne-a surprins. Deci e clar că dacă ar fi fost accidentată, ar fi spus, sunt accidentată. Nu cred că s-ar fi ascuns după declarații, nu? Este puțin curios faptul că, mai ales după un an de pandemie, mai ales după 5 ani de așteptare, să ajungi să fii calificat. Deci aici este marea contradicție, să ajungi să fii calificat la Jocurile Olimpice și să nu mergi. Adică Federer și Djokovic merg la Jocurile Olimpice, sigur Nadal este și el probabil accidentat, dar sunt exemple care, hai să spunem așa pe scurt, ne scutesc de orice comentarii și nu pot fi puse în vreun fel, în orice balanță, aceste Jocuri Olimpice, mai ales după această perioadă când lumea în întreg mapamondul este foarte, foarte atent și lumea este foarte atentă la ceea ce se va întâmpla la aceste Jocuri Olimpice, pentru că, repet, sunt Jocuri Olimpice speciale, vin după o perioadă extrem de dificilă pentru toată lumea și lumea este curioasă și e foarte atentă la tot ce se va întâmpla aici la aceste Jocuri Olimpice.